Eu tot nu înțeleg, încerc de 24 de ore să înțeleg care e nebunia asta cu interviul, de ce reacțiile astea împotriva lui Tucker Carlson sunt cele mai multe. Nu, la marea majoritate a jurnalistilor este de invidie. El, acolo, Carlson nu avea dreptate. La Putin au fost mii Au fost multe cereri, asta e clar. Da. De ce l-a acceptat pe el? Nu, din ideea... Am auzit o felul de proști că l-a acceptat deoarece Putin se temea de cine? Amanpour. Hai să fii să Putin. Serios. Nu. Șmecheria n-a fost, a fost gândită la nivelul ăla, că acolo nu e ca la noi, la Ciolacu. Mașinărie. Deci, în primul rând, el trece în America drept dizident. Adică, prin... Dacă dădea la CNN, era oficial, într-un fel. Da. Nu era vreo că la Putin poate să răspundă la orice întrebare, dar nu avea impactul subteran. Adică, pe asta, acest podcast al lui Carlson... Da, a fost dat afară de la Fox News, da, numai la o televiziune, e nouă. În online și așa deci, mai departe. Nu, e foarte interesant. Uite cum mi-ai dat o idee genială, ca de obicei când stau. Bă, dar ai dat drumul la ăsta, o să răcesc. Opriți și după COVID o să răcesc. Opriți aerul condiționat. Bun, hai mă adus, hai că e așa. Foarte interesant. Mi-ai dat o idee, câteva idei interesante, nu m-am gândit. Deci, care a fost calculul de comunicare? Prima dată a fost, de ce l-a ales pe el? Nu că îi punea întrebări, că... Ești de acord că Putin răspunde la orice întrebare, Putin, nu e, cum să normal. Zic, Emil Boc, am dat un exemplu, mi-a venit în minte așa, nu știu. Până și Rareș Bogdan răspunde la orice întrebare, da, păi, bun. Problema era în felul următor. Unu, el, canalul lui are imaginea de dizident. Dacă dădea la CNN, nu avea atât de mare impact. Da, CNN nu-i considerat o televiziune a sistemului. Da, e sistemul. Adică una e să dai un interviu, hai să spunem ție, și una e să dai la antenă. Mă zice, știu, chiar dacă ăla e mai bun, să spunem, de când l-ar da nouă, da? Corect. În al doilea rând, el are o mare, o mare audiență. Trei, este trumpist republican. Și atunci... Și patru, are o mare autoritate asupra publicului lui, da? Deci Putin a zis, sigur că va justifica războiul, numai că unde să justifici războiul de față cu Amanpour și unde să justifici de față cu ăsta, chiar dacă el ar nega, la nivel de american ajunge. Dar eu am spus, din punctul meu de vedere ca analist, nu are nicio valoare. Deci pentru că nu-l văd pe Vladimir Putin folosind acest interviu pentru a anunța că încheie războiul. Va fi interesant tot să mă uit. Dacă el se transformă într-un interviu spectacol, adică dacă Carlson întreabă numai cu Ucraina, că știu, dacă îl întreabă și niște lucruri, nu știu, ce țară îți place, vă place, eu așa l-am întrebat, Ivan Cerograni vă place? Adică să nu fie un interviu exclusiv despre Ucraina, despre războiul. Da, adică nu, un interviu spectacol. Așa a făcut Oliver Stone cu Castro. A făcut un interviu lung în care nu, acum mă uit la el ca la un spectacol. Deci ar fi foarte interesant și o să discutăm după ce îl văd, să văd în ce măsură a făcut din interviul ăsta un spectacol, nu atât ce transmite. Adică dacă sunt întrebări ieșite, neobișnuite, dar nu întrebări... Cum e un interviu document, asta este păi clar. Dar nu știu. Eu am spus de care ar fi reușita să fie interviu document pentru istorie, da? Un interviu document despre Putin la Kremlin, da? În vârstă, adică depinde... Eu zic că oricum va fi un document, pentru că e un interviu după 2 ani de război în Ucraina. Nu știu cât, dar mai restul că eu, dacă m-ai întreba, pe mine ar fi numai două întrebări cu Ucraina, că îi știu răspunsul. E important să-l întreb pe omul acesta lucruri care nu au legătură cu obligativitatea lui de a spune niște texte. Oricât te duce la el, nu cred că o să spună că a greșit intervenind în Ucraina, da? Adică
E clar asta, da. Da, nu știu. Credeți că va face declarații spectaculoase sau nu. Va fi un... Nu. Nu. Nici n-are cum. Adică va fi un... Nu, Marius, asta, că eu îți propun... echilibrat. Suntem în ianuarie, noi trebuie să așteptăm martie. Noi suntem în februarie, nu suntem în februarie, martie. Deci momentul cheie și pentru războiul din Ucraina și pentru războiul Rusia-Occidentul este martie. Pentru că războiul din, fără războiul din Ucraina, Putin nu candida. Deci fără, deci la, ea, nu știu, 24-le, era greu de presupus că mai găsea un motiv, da? Să candideze. Să candideze și câștigă. După ce câștigă și se îndeplinește acest obiectiv, mai discutăm. Adică lucrurile se vor schimba? Radical. Adică deocamdată... Adică are votul rușilor un mandat de cât, 4 ani sau 5 ani? 5 ani, nu, dar el nu avea cum să-l obțină fără război. Aș putea să fiu... conspiraționist, să spun că a provocat războiul și ca să fie încă o dată președinte. Și în ce înseamnă că lucrurile se vor schimba radical? În ce direcție? Eu ce cred sens? Că va accepta ceea ce încep și în presa ucraineană, armistițiul de tip corean. Aha. Adică, va fi dispus să facă pacea, într-un fel sau altul? Nu, se face un armistițiu pe termen nelimitat, cum se încearcă în Gaza. Uh-huh. Adică dacă acum în Gaza semnează un armistițiu pe... 4 luni s-a terminat războiul, că 4 luni nu mai e, în sensul ăsta. Adică se spune, facem un armistițiu și nu e tratat de pace. Un armistițiu. Deja... Adică un conflict, până la urmă, înghețat, că asta înseamnă, nu? Păi, dar nu, așa vă este în Coreea. Coreea de nici acum, în Coreea de Nord, nu e... Bun. Să ne întoarcem la interviul lui Tucker Carlson. Faptul că el face interviul ăsta a arătat că lumea este împărțită în două. Lumea în general. În ce sens? În sensul că am văzut ce reacții sunt de la jurnaliști. Păi și tu iei în serios? Eu nu iau în serios, eu văd. Adică păi asta... văd, dar eu nu iau în serios, eu nu sunt sincer, Marius. Bineînțeles că nu sunt păi sincer. Împărțirea lumii în două înseamnă o împărțire sinceră. Păi ce, nu sunt crezi că Radu Tudor e sincer? Dar nu vorbesc de ziariști, eu vorbesc la nivelul populației. Pe care populație? Păi, sunt mulți care spun, care citesc sau comentează atunci când păi ăștia vin și îl fac pe ăsta putinist și că păi e... te fac și pe tine și pe mine. Și e în serios pe aia? Aceea nu cred? Ce? Eu nu iau în serios, nu e vorba despre asta. Dar nu cred, eu zic că lumea este divizată în momentul nu ăsta. Nu așa de tare cum crezi. Este în primul rând că lumea este divizată de tip telenovelistic. Unii sunt cu tânărul și frumosul Zelenski, alții sunt cu bătrânul... Și urâtul și Putin, criminalul da. Putin. Din nenorocire pentru tânărul frumos, erou Zelenski, s-a evit unul mai tânăr și mai frumos, care e Jaluzny. Uite-te la împărțire, da? Păi la ora actuală în Ucraina, Jaluzny este peste ăla, da? Ca popularitate, da, peste Zelenski. Da, deci, acest război s-a transformat într-o pasiune pentru doi bărbați. Unii sunt cu Putin, nu, nici cu Rusia, alții sunt cu Zelenski, da? Și în America? În America la fel, în funcție, dar în America acum au atât de mari probleme economice încât nu se mai preocupă cu... Este clar, noi am mai discutat aproape seară de seară. E ceva în neregulă. Războiul este pierdut. Discutam înainte de emisiune. Constantinopolul a fost asediat de 29 de ori. Asta a lui Mahomed era a 29-a. Nimeni nu credea. Ce înseamnă? Înseamnă că de 28 de ori asediatori au plecat. Adică în lumea respectivă erau momente în care se făcea pace, plecai, adică nu văd de ce... Și nu în istorie rămân doar cuceritorii. Nu, Marius, că nu văd de ce acest război ar fi diferit de războiul punic. Adică un război în care unii pot să piardă temporar și faci pace. Lungirea acestui război este o catastrofă pentru Europa, pentru noi, pentru Ucraina, în pentru primul Ucraina, rând. Pentru... Bun, se face un armistițiu, se dezvoltă partea azi la altă, oricum partea aia nu era a lor, da? Rămâne și cu Odessa și cu ăsta, da? Și nu știu, Marius, tu, că deci n-am de unde, de cum să zic, adică poate că crapă Putin, poate că crapă Trump, nu știu, istoria e complicată, dar ca să o lungești acum, adâncești o mare problemă. Mai multe, că nu e una singură. Mă că la ucraineni poți să le dai sute de miliarde, nu au oameni.
Germania fascistă, Germania lui Hitler, n-a pierit că le pierise vitejia. Nu mai erau. Nu mai erai, nu, gata. Masele, în timp ce Stalin putea arunca 1 milion de oameni peste noapte, ăla săracul adresese la copii soldații. De 15. Da, adică n-ai cum, din punctul. Începutul sfârșitului. Bomba atomică în presa din Ucraina. Se cere armistițiu cu rușii și cedarea de teritorii. Te mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob de la Impolitic și spune așa articolul. E un articol apărut în presa ucraineană. E prima dată de la începerea războiului, da? Cel mai exploziv articol apărut în presa din Ucraina de la debutul invaziei rusești până în prezent a fost publicat în Strana Today. Una dintre cele mai citite publicații ucrainene ale momentului. În el se face o radiografie necruțătoare a situației de pe front, cu o Ucraina care nu dă semnă că poate răzbi în fața rușilor și se cere pur și simplu oprirea războiului după scenariul corean, adică înghețarea conflictului pe termen nedefinit pe actualele teritorii. Mai mult, jurnaliștii ucrainieni atrag atenția că Zelenski și Occidentul au o viziune deformată asupra realității, mai precis, se îmbată cu apă rece. Un asemenea articol în presa ucraineană, publicat, să zicem, acum un an, i-ar fi trimis pe toți jurnaliștii în pușcărie, cu eticheta de putiniști pe frunte. Acum el ajunge la milioane de cititori. Poate nu întâmplător, într-un moment când Statele Unite refuză să mai dea 10 de miliarde. UE se codește cu livrările de armament, iar Zelenski e tot mai presat de cuplul Zaluznyi Klitschko. Iar Putin tocmai se va adresa planetei prin interviul dat lui Tucker Carlson. Ce spuneați mai devreme, de fapt? Da, e o lungire, eu nu întâmplător am făcut referire la istoria tuturor războaielor, nu toate războaiele au fost câștigate. Unii au câștigat un moment, după asta s-au rupt acordul, adică războiul ăsta este văzut al de Scholz, că ăștia sunt lideri ăștia de doile, e așa ca un fel de unic război în istoria lumii. Nu se oprește istoria, mă. Trece vremea, nu știu. Istoria merge mai departe. Bine, dar în același timp trebuie să recunoști că potrivit lui Claus Iohannis, noi suntem alături de ei. Păi noi suntem și după ce e armistițiu, noi vom fi alături până da, la capăt. Da, da, da. Dar în discursul ăla iar a vorbit despre Ucraina, da. Din tot discursul Doamne, ăla. Când eu cred că dacă îl trezești din somn de lângă nevastă... Ce Zelenski... Da. Marius, că știi care e povestea? Este expresia unui gol în creier. Poftiți? Este expresia unui gol. A. Hai să spun de ce. Că pe vremea lui Ceaușescu, dacă eu aș fi scris un editorial, te-ai fi mirat cât de prost eram. Pentru că ar fi fost plin de clișee. De ce? Când aveam curaj să zic ceva deosebit. El... Nu că nu aveți curaj, nu vi-a publicat nimeni păi înainte. Nu, nu. Era riscant. De ce să zic eu da, mereu corect. Tânărul? Bă, înțeleptul. A zis înțeleptul tovarăș, da. Așa și la el, dacă ai observat, el nu vrea să... El evită efortul intelectual și atunci apelează la clișee, da? Că dacă acea cuvântare din Parlamentul European a fost un dezastru, n-am pomenit un om atât de gol, parcă ar fi nici școala profesională, parcă n-a făcut-o. Vorbesc serios, să te duci, mereu să spun. Eu am rămas uluit, era o temă, în care el lua cuvântul în nume personal, da? Nu știu, putea să fie, să mă încânte, puteam să discutăm noi 10 emisiuni, uite bă ce despre ideea. Despre discursul ăsta. N-a avut nimic. Dar de ce? Că aia că are gol în creier, mă rog. N-are nimic în cap. Sau este un om foarte comod și ca să faci nuanțe, presupune bătaie de cap. El are aceste chestii de clișee, da? După armistițiu va primi niște clișee în plic de la Washington și va spune, e bine că e armistițiu. Sunteți în contradicție totală cu Rareș Bogdan. Săracu Rareș. Viața e grea. Dar ce l-a apucat? Adică să spună că... Nu-i pe liste, mai zis. Nu e pe lista cui? Pe liste. La europarlamentare sau în general? La europarlamentare și a speriat rău povestea cu Iulian Dumitrescu. A care urma? Nu știu, am început să fac anchete prin stejari. Așa. Mai ales că... A, pe la stejarii se face închetă? Da. Știi tema mea care am spus-o în fiecare seară? Nu există demnitar care să nu fi furat. Nu pentru că e necinstit. N-ai cum să nu furi. Eu tot mereu am explicat. Nu, hai să ne lămurim, da? Așa. Deci, ești ca să ajungi președintele Consiliului Județean, da? Și ești cinstit, da? Doamne, ferește că n-am ajuns.
După ce ai ajuns, vin băieții și spune, păi, puțin că matale n-ai ajuns, că erai frumos. Da? Și că am fost noi pe aici. Am fost noi, da. Deci, bani la partid. Trebuie să furi pentru partid, obligatoriu, că au nevoie să dea cu tare, cu tare. Apoi vin tovarășii care s-au bătut pentru tine, da? Și bă, dar ce tu crezi că contracte noi... și așa mai departe. Dar ce tu crezi că noi te-am pus acolo? Noi te-am pus acolo, da? Și atunci, fără, ești obligat să furi. Și atunci DNA-ul are așa o listă, da? Uite, listă, tacă, tacă, tacă. A, Z, da? Mm. A, și zice la un moment dat, la ordin, Rareș. Pac! Apasă pe buton. Apasă pe buton. Ceea ce s-a întâmplat. Da, la Iulian Dumitrescu. A apăsat, se pare că a vorbit. Cine a apăsat pe buton la Iulian Dumitrescu? Iohannis, cred, după părerea mea. Da? Da, Iohannis. Noi uităm următorul lucru, mă arăstu, că... De ce a apăsat? Ce uităm? Uităm faptul că nu avem director civil. A, la Serviciul Român de Informații. Da, iar generalii aia...